Salutare, băieți, bine ați venit la un nou episod. Băi, eu am zis în momentul ăsta așa. E timpul să plecăm. Sunt cu fratele meu aici, anonimul. Vă las și canalul lui în descriere. Să nu fac așa că Doamne ferește. Deci vă aștept și pe voi. Și data viitoare o să facem și cu camera. Asta e, sorry. Mă rog, cu camera, cu lumină. Hai să începem vizionarea plăcută. Să nu uitați de butonul de like și subscribe. Ce faci, mă? Fac, uite, spolpă de adu. Am înțeles. Da, ia, uite. Băi, e timpul să plecăm, mă. Să începem o nouă viață. Ok, hai. Păi, ok, hai. Hai. Vii cu mine? Hai, cu ce mergem? Da. Bun. Păi, uite-te. Ai de ales. Tu alegi. Una sau două. Aia, prima. Hai, mergem. Dar vezi, vorbești și un pic mai tare. Mă doare gâtul, aia prima. Am înțeles, haide atunci, eu, vezi că eu conduc, că tu ești mai, da. Știu. Bun, băieți, e timpul să plecăm. Da. Ce să facem, atâta ne-a fost. Plecăm din orașul vechi și începe, stai să mă urc eu, nebunule. Unde te duci? Da, am înțeles, stai că... Ale. Nu, că eu conduc. Copilat! Bă, lasă-mă! Lasă-mă acolo! Hai, că am înțeles. Stai că mai greu un pic. Bagă-te tu în față, bagă-te tu în față. Păi nu merge, trebuie să intri tu. Că eu dacă mă bag, uite-mă cum mă bag. Păi da. Normal, eu trebuie să conduc. Da. Am înțeles. Da, ăla care se bagă primul. Oprește-te, băi! Mamă! Aoleu, nu, pă, haide! Haide! Ne-am dus, băieți! Vede mine, vezi să nu faci ceva! Lasă, mamă, nu-ți văd de cap! Ești nebun? Ioi! Hai că știu să conduc! Vezi acum! Băi, de asta conduce, mamă! Asta... Cum e trebuie? Nu conduc locul meu. Mi-e greu. Nu conduc eu. Hai că nu conduci tu. Nu conduc eu. Da. Te-am auzit. Vezi că... E un buton acolo. Mușchiul ăla, știi? Ia apasă. Ia, gata, mergem acum? Da, te-am mai bine. Perfect. Mamă, ce bun, mă bucur. Vezi că trebuie să mergem un pic mai departe. Cred că acest episod o să fie un pic mai lung. Unde? Mergem la țară. Până mi-a fost de bun la țară. Da. Te-ai pregătit, nu? M-am pregătit toți noi. Bun, așa, bun. Băbiți, a ajuns timpul. Da, dar ce noi, mă, ala vechi, mă? Ia, mă, elicoptere, ești nebun? Bă, ăla nu-i de poliție, mă? Dar tu știi pe unde trebuie să merem, nu? Nu. Am înțeles. E clar. Unde mergem? Bă, este un aeroport pe lângă deșert, dacă știi. Gata, știu. Cam pe acolo am primit coordonatele înainte să pornesc. Băi, episodul ăsta o să fie un pic mai lung, dar... Poftem? Ce castel în dreapta! Unde? Mamă, ce fain! Ce fain arată! Da, ia, pe aici! Ia că văd! Ia, ține-te bine! Mamă, și eu m-am dus cu capul aici, nebun? Vezi că ajungem! Aoleu, trebuia să faci chestia asta, mă? Mamă, ce ciudat e. N-am putut să mă abțin. Am înțeles. Se vede. Ai văzut cum ai luat curba? Mai bombalău de fel. Vezi că dacă mă merge, mai tare. Pregătește-te! Am o frică în mine. Am o frică în mine că... Primatorul! Am o frică în mine că... Încă un pic, a? Pune putele! Ioi! Mă bag!
Mamă, ce m-am încordat, haide! Hola! Uf. Salut, salut! Privet! Ce să aștept? Mă, bună ziua! Salut! Română, nu vorbiți? Salut! Cu ce vă pot ajuta? Cine să aștept? Cum metre? Am auzit că sunteți noi în oraș și am zis să vin să vă ajut. Da! Relații peste tot. Ok. Și cu cine... Cum vă cheamă mai pe scurt? Poți să-mi zici Pablo. Domnișor, mie agent 47. Agent 47, ok, încântat. Haideți să ne sunim fiecare într-o mașină, cel cu roșu din altă. Eu mă duc cu... Nu. No. Hai, domnule. Ai grijă ce faci cu ele, că... Ok, ok. Hai. Promit, promit. Davai, davai! Dar română nu vorbești, mă? Poftim! Nu, română, română, nu vorbești. Română, eu nu bună, eu rusă. Am înțeles. Păi și... Germană. Stai să-mi pun, să-mi pun centura. Asta nu asta. Poftim, domnule? Nimic, nimic. Am să-mi pun numai centura. Merem la casă, dăm porăște. Ok, așa și... Mamă, ce fain mașină aici. Păi sunteți pe țară, pe deale, nu? Ce fain arată, ce fain arată. Arată, eu nu română vorbesc. Nu mă, arată, arată, mă, arată. Arată? Nu, nu pot arată. E bun, e bun, e bun. Vorbeți cu colegul meu, vorbeți cu colegul meu. Am înțeles, bine atunci. Păi și pe unde casa? A, imediat ajunge. Mm-hmm. Băi, vă așez și pe voi pe Night România Roleplay. Nu luxul, dar e frumoșică. Stați cum e serverul. Ce casă ăștia? Aici locuiți voi? Nu eu, nu eu, colega mea. Cu colega? Și prietenii. Sună bine. Prima tale, stai așa. Colega, davai! Mă scuzați. Davai, Crize, davai, davai. Da, da, bun. Domnul, cum vă cheamă în roșu? Aș dori să rămân un pic mai... Așa, fără să zic numele. Fericitul. Domnul Fericit. Domnul Fericit. Fericit. Domnul Fericit, vă rog frumos să nu aflu lumea unde stau, unde am. Asta este casa mea și al meu. Mm-hmm. Dacă afla ceva, primele ține ce fain acolo. Dumneavoastră. N-am înțeles, bine. Haide să mergem. Haide să vă dau ce trebuie în orașul. Păi și... Spune cu metri, cu ce motiv ne-ai dus aici? Mamă, dulciuri! Hai, bă, aici! Ușor, ușor, ușor! Mamă! Alea scumpe, scumpe! Vezi că alea sunt din anii... Vezi că ea sunt din anii 1978! Lasă-mă să mănânc! Bagă-te! Bune, ai grijă! Mamă, băi, dar... Vodcă! Raiul a venit pe pământ! Mamă! Domn, bă, stai că vreau să... Stai să beau și eu, o bă! Colegul, haide cu mine! Vino, domnule, după mine! Eu, stai un pic că vreau să vorbesc ceva cu ăsta. Păi, cine să aștept? Cine să aștept? Că prea multe au pe acolo. Bă, nu știu, și mi-mi place. Davai, davai! Română! Davai, Română, pot. Hai să vă arătăm turul. Da. Turul casei? Ok. Turul, da. Ok. Domn Pablo, poți să-mi spui? Davai! Bun, domn Pablo. Davai, ping, ping. Da, colegul tău, pe lângă că nu vorbește română, mai vorbește și mult. Știi, în orașul acela se vorbe, se numea derie verbală, adică... Mamă, dar ce ai pe acolo, mă? Poate am eu stare dracu. Nu, că nu vreau să mă uit. Mai bine nu mă uit. Plecați de... Mamă, dar ăștia sunt anii 80 sau... Băi, asta mi-aduce aminte de taică-tă, bă. Bă, hai, mă, un pic, mă. Mi-aduce aminte de taică-tă, ăsta, bă. Nu, e taică-tă, mă. Nu, al lui ăsta, al meu, pe primul meu. Hai să vă dau arme. Ce? Hai, bă. S-a găsit tatăl ăla, mă. Dă-te, domnule. Bine, glumesc, știi că glumesc. Fuuu. Păi și cu ce trebuie să facem pentru armele alea? Stai că... calciu. Ia, poftim. Ok. Păi și ce facem noi cu armele alea?
Astea le spateți în orice eventualitate cum aveți nevoie, dar să nu spate în fața poliției sau în fața celor întrebări din camere. Bă, știi cum e? Te rog frumos. Pe lângă că-s fericit. Da. Ai cu tine vei de armă sau? Dă-i și lui un pistol ceva. Orice dă-i. Ai safe-ul pe undeva sau? Are safe aici, cum e de bani, plin de droguri. Mamă, ce fain e asta, auzi? Numele meu în stradă, mă cheamă Duto de Casă, să știi. Băieții. Nu, că așa mai facem noi, așa mai facem noi. Da, Duto de Casă. Joacă. Da, 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 auzi? Ce, ce e aici, o plindă numai de alea sau? Aici e locul de unde... Te schimbi, a? Colegă! Hai, du-te, ia-ți arma. Că avem după aia de mers. Păi și o mașină pe aveți să ne dați. Domnul Fericit. Spune-mi. Vă dau. Prietenul vostru a stat acolo ceva. Plătim. Nu. Că n-a venit tot așa săraci din... Bă, ai mașină, mă? Avem mașină. Chet, mamă, tot timpul am visat la chet-a de ala. Nu mai am șeful de ala. Ah, mini. Las că-ți facem noi pe... Ce nu mai ai, mă, glonțe? Da, nu mai am glonțe. Am înțeles, lasă că-i voi da eu câteva. Păi și aveți o mașină cu ce să mergem? Păi bine, mă, și stai un pic, pentru armele astea cum facem? Asta nu zic de unde l-ai luat, nu zic cine te-ai întâlnit, cu nimic ai întâlnit. Ok, bun, și atunci noi ce trebuie să facem pentru asta? Cum? Că îmi pun niște semne de întrebare, nu mai vin, ați venit la aeroport, un alta, ne cunoaște, nu ne cunoaște, nu știu. Atâta vreau să vă spun, nu mă cunoaște, eu doar... Vorbește un pic mai tare, dacă te rog frumos. Am zis, eu nu vă cunosc, nu mă cunoaște, dar se întâmplă ceva la băieții mei, voi vreți primele tine, vreți. Da, cred că trebuie să dau eu pe aici. Da. N-am înțeles. Băieți, să plec, am trebuță. Puteți să folosiți mașinuța aia. Și băftuță. Da, pe aia merge. Mulțumim, mulțumim. Care mașina lui, asta? Pentru asta care te-a dus pe tine. Am înțeles. Hai să plecăm. Luați mașina aia, băieți, ok? Vă duce ca poliție. Da, că trebuie să... Bine. Băi, băieți, dacă v-a plăcut acest și dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați de butonul de like, subscribe, eu am fost happy. Te aștept... Taci un pic. Vorbim imediat. Te aștept pe Night România Roleplay, eu sunt cu prietenul nostru. Deci, te așteptăm. Pa, pa.